Reabilitarea constă în înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și termice, reabilitarea claselor, înlocuirea parchetului, lambriului și ferestrelor, a ușilor acolo unde este cazul, unde sunt deteriorate. Se va umbla și la fațadă, se va izola termic și se va lucra fațada. La subsol nu există o aerisire momentan, se va introduce un sistem pentru ventilație și se va igieniza de asemenea. S-a reabilitat acoperișul, au fost fenomene meteo intense și a fost nevoie de înlocuirea acoperișului. Este o clădire cu care ne mândrim, o avem pe raza localității și dorim să o și să o eficientizăm și termic. Aici, de fapt, sunt mai multe probleme la instalații și trebuie să asigurăm elevilor condiții optime pentru desfășurarea procesului instructiv educativ. În ce stadiu este proiectul? Ați depus la fir sau va veni și banii sau sunteți la licitație? La ce? A fost scos de dor la licitație. Nu s-a prezentat nicio firmă, da, pentru luarea lucrării. Acum am modificat devizul luna trecută în ședința de consiliu. S-a adăugat și o sumă pentru sistemul de stingere incendii, da, pentru că în prezent clădirea nu are autorizație ISU. Dorim că această ocazie să rezolvăm și această problemă și vom face și lucrări în sensul ăsta. Are nevoie de toate aceste reabilitări? Da. Necesită o reabilitare, având în vedere că căderea este foarte mare, înaltă, căldura se duce în sus, trebuie coborâte plafoanele, trebuie schimbată instalația electrică, termică, chiar trebuie făcut reabilitare. Plus uși, geamuri, anvelopare. Asta ar contribui la o îmbunătățire a condițiilor de climat în școală. O să fie mult de muncă. Da, și din partea noastră și din partea domnului primar, a doamnei vice, sperăm să facem totul ok și în timp util ca să nu lungim puțin agonia, cum se spune. Când intrăm pe jumătate de măsură, vom lucra pe jumătate de școală, jumătate de școală va fi în reabilitare. Când având loc unde să mergem, automat vom rămâne pe loc și ne vom desfășura activitatea în spațiu rămas. Asta presupune că îi mutați jumătate de școală în celelalte clase? Deci jumătate de școală va fi funcțională, jumătate va fi pe reabilitare. Înțeleg. Și copiii care învățau în jumătatea de școală unde se reabilitează? Nu, pentru că avem un singur nivel acum pe care lucrăm, putem să-i ducem toate clasele pe cele două nivele. Există spațiu ca să putem să lucrăm cu tot efectivul în cele două schimburi, dimineața și după amiază. Va fi mai greu cu partea de materiale, să vedem unde le depozităm, că trebuie depozitate undeva, dar subsolul ne oferă posibilitatea să depozităm. Poți face etajul? Nu etajul, deci o face, deci am vorbit noi cu posibil constructor jumătate, după ce termină ne mutăm pe cealaltă jumătate ca să poată lucreze pe cealaltă jumătate. Nu avem ce să facem, asta e singura soluție. În altă parte nu avem unde să mergem. Așadar, despre ce lucrare vorbim aici? Reabilitare și modernizare cămin cultural cartier Via. Ce constă? Explicați-ne. Reabilitarea constă în extindere, deci extindem ceea ce este existent. Va fi o clădire parter plus etaj. Se va extinde și pe orizontal cu 245 de metri aproximativ și etaj pe toată suprafața 563 existenți plus încă 245 undeva la 730 aproximativ 730 de metri va fi și la etaj. Așadar, acum are o sală? Da, vor fi două săli mari care vor comunica între ele de spectacol, într-adevăr, și de activități pentru tinerii din localitate și pentru copii. Cum v-a apărut necesitatea aceasta? De unde? Cum? Clădirea
în prezent este oarecum degradată, se vede, puteți să vedeți, și dorim să o reabilităm, să o îmbunătățim și să poată fi folosită în activități culturale pentru locuitorii din acest cartier. Proiectul este depus pe CNI, a fost întocmit de Primăria Poarta Albă, am obținut toate autorizațiile necesare și este depus în prezent la Compania Națională de Investiții, unde urmează a fi scos la licitație de către dumnealor.